putem să începem. Numele meu este Tudor Braneș, sunt colaborator la Centrul Național de Studiu și Testare a Materialelor. Și prezentarea mea o să fie legată de nanotehnologii și nanomateriale pentru aplicații biomedicale. Adică o să încerc în următorul timp să fac o introducere mică în nanomedicină, după care să vorbim puțin despre interacțiunea directă a nanoparticulilor cu celulele vii. Asta este bază de experimentele făcute de noi, o parte de mine, adică fie în laboratoarele aici de la noi sau în laboratoarele din alte universități. Și în final o să analizăm ceva din literatură, un articol, deci un studiu mai am anunțat în vivo, deci pe animale, și câteva aplicații ale nanoparticulilor în domeniul medical, cum ar fi în domeniul imagisticii, a drug delivery și tratarea, cum ar fi tratarea cancerului sau diferite boli. Și, de asemenea, spre final, o să atingem puțin tematica de health concerns, deci afecțiunile care pot fi date de utilizarea nanoparticulilor și a nanomaterialelor în cantități mari, fiindcă scopul de bază pentru noi este ca să utilizăm nanomaterialele pentru a preveni sau pentru a trata, a îmbunătăți niște metode medicale care există, însă totodată trebuie să ținem cont și de efectul invers care poate să fie la expunere, în urma expunerii la cantități mari de nanoparticule și nanomateriale ar putea să cauzăm alte side effects. Nu v-am întrebat dacă cunoașteți tot limba română sau e mai bine în limba engleză să vorbim. Ok. Bine, eu nu prea am experiență de teaching și de profesor ship sau cum se numește, de aceea poate să fie cumva mai diferit, însă am așa o mică experiență de lucru cu nanoparticule și cu celulele vii, ceva intersecția dintre nanomateriale, fizică, inginerie și tehnologie și aplicațiilor în, sau interacțiunea directă cu celulele vii, și anume cu celulele endoteliale. Dar la nivel general, dacă să vorbim despre nanomedicină, atunci nanomedicina e văzut ca un domeniu interdisciplinar, la fel ca și ingineria biomedicală, lecția precedentă a domnului Șuntea, însă este mai focusată. Deci domeniul interdisciplinar a științei care acoperă tehnologia pentru de diagnosticare, de tratament sau de prevenire a anumitor afecțiuni. Și această tehnologie poate fi obținută sau poate fi acumulată prin sinergie sau prin interacțiunea dintre mai multe domenii sau mai mulți specialiști, fie ingineri, specialiști în domeniul fizicii, chimia materialelor, știința materialelor în general, biologi și nemijlocit medicii care în final pot spune, sau nu în final, dar ar putea să vină cu, cum să spun, tot timpul este chestia asta de rejecție sau de conservatism din partea medicilor, că nu totul la ceea ce visează cercetătorii se poate de aplicat în realitate pe animale sau pe oameni în general. Adică concepte sunt foarte multe, însă nu toate din ele sunt realizabile. Totodată, nanomedicina poate fi privită ca un mecanism de analiză și reparare, dacă putem să spunem, a organismului uman atunci când organismul e privit ca o mașină sau ca o mașinărie unde se poate dedus direcționat către un anumit organ, către o anumită parte și acolo de inginerește, de reparat funcționalitatea sau structura. Aplicațiile pot fi în domeniul chirurgiei, deci pentru a avea imagine sau vizualizare mai exactă și mai corectă, deci cu rezoluții mai mari.
pentru reconstruirea, tissue reconstruction, țesuturilor, adică în inginerie solară, atunci când avem nevoie de anumite părți de țesut și astea le obținem în, în laborator. Iată, nanomedicina ar putea să fie un model bun de a utiliza matricele, spre exemplu, din materiale cum ar fi carbonul, materiale cu volum mare, însă volum suprafață mare și volum ok, sunt dificil aici să spun. Dacă înțelegeți buretele, un burete obișnuit, cum el este, are pereții foarte subțiri și o mulțime de pori în interior. Iată, astfel de materiale, dacă să mergem la scară nanometrică, atunci unde grosimea pereților este de dimensiunea nanometrilor, iar diametrul porilor este de ordinul micrometrilor, aceste structuri ar putea fi utilizate în calitate de matrice pentru creșterea celulelor, deci pe ele. Și în sintetic, deci artificial, se poate obținut în cantități mari, ceea ce nu sunt disponibile de la pacienți pentru a face decelularizare și apoi recelularizare. Din nou. Probabil sunteți cunoscut deja de ieri sau eu aș vrea doar puțin să amintesc despre dimensiunile sau diapazonul de dimensiuni în domeniul nano. Și dacă mergem la un fir de păr care are diametru deja de 10 la 5 sau 100 de micrometri și 100 de mii de nanometri, este foarte mare. Și în descreștere, în jur de 10 micrometri, celulele vii, în dependență de tipul de celule, în dependență de starea în care ele se află, poate fi de la câțiva micrometri, până poate dacă avem celule endoteliale care se întind pe suprafață, ajung și la câteva zeci sau sute de micrometri. Bacteriile de ordinul unităților de micrometri sau miilor de nanometri, virusii în jur de 100 de nanometri, la fel ca și moleculele de ADN și celulele platelets. Ok, la polul opus este distanța dintre planele atomice, acolo unde în siliciu, spre exemplu, sau în carbon, într-un nanometru încap aproximativ două sau trei plane atomare. Deci distanța dintre atomi ar fi de ordinul 0,3-0,5 nanometri. Okay. Scopul nanotehnologiei în domeniul medicinei sau îngrijirii medicale ar fi acela de a, acum am mai spus, de a utiliza pentru prevenirea bolilor, pentru diagnostica mai rapidă, pentru controlul bolilor și pentru a diminua efectele adverse, side effects, care apar de la chimioterapia obișnuită sau tradițională deja. Totodată, în afară de transportul medicamentelor și tratamentul, nanotehnologiile sau nanomedicina mai are și scopul de a dezvolta domeniul senzorilor inteligenți, de a dezvolta domeniul protezilor inteligente, cum ar fi pielea artificială, acolo unde un strat subțire, flexibil, poate fi impregnat cu o mulțime de senzori fie tactile, fie de temperatură, pentru a putea trata, spre exemplu, pacienții după diferite arsuri. Sau în neuroștiință, unde este nevoie de conectare, de a avea conexiuni la dimensiuni sau într-o dimensiune foarte mică, un număr mare de conexiuni sau un număr mare de fire. Iar prin intermediul nanotehnologiei, dacă să integrăm o mulțime de nanofire într-un singur tub de câțiva micrometri, ceea ce este posibil la Eliri sau probabil și la Institutul de Inginerie, deci întinderea microfirelor de sticlă sau microfirelor metalice până la dimensiuni de nanometri și ele pot fi condensate sau acumulate în același fir, la fel cum sunt firele pentru transmisia datelor. Astfel ar fi posibil conectarea în
neuroprotezelor și altele. Deci interacțiunea directă a nanoparticulilor cu celulele vii. Asta este vorba despre un studiu care a fost făcut de către noi la Universitatea din Hanovra cu nanoparticule obținute aici în Moldova. Și scopul de bază este acela că înainte de a merge spre aplicații, adică utilizarea nanoparticulilor în medicină, este nevoie să cunoaștem cum acționează aceste nanoparticule direct asupra celulilor. Adică dacă ele vor fi injectate în fluxul sanguin sau direcționate spre o anumită regiune, efectele adverse ar putea să fie câteodată nu acele dorite. Și diferite materiale au diferite grade de toxicitate. Asta poate fi datorată de compoziția chimică a materialului. Unele sunt mai chimice, mai stabile, altele se dizolvă în mediu și emană sau release o parte din componentele acestora care sunt deja toxice pentru celule sau pentru mediul viu. Și în cazul nostru, noi am studiat interacțiunea nanoparticulilor în bază de nitrură de galiu și de oxid de zinc, deci două materiale comparative. Oxidul de zinc este un material, ca să cunoașteți, chimic destul de puțin stabil. Însă avantajul lui este abundența și faptul că este un material ușor de obținut. Deci este relativ simplu de a obține o gamă largă de nanostructuri în condiții, nu știu dacă putem spune, casnice, dar cu metode cost-efective. Deci metode foarte ieftine, scoate de obținut o diversitate foarte mare din nanostructuri sau microstructuri din oxid de zinc. Dezavantajul acestui material este acela că oxidul de zinc este foarte puțin stabil chimic. Deci se dizolvă foarte, foarte ușor în mediile acide sau în mediile bazice. Și conținutul în exces de ion de zinc este undeva toxic. Nitrura de galiu este un alt material semiconductor care este foarte aproape sau asemănător după proprietăți cu oxidul de zinc, însă este chimic stabil. Și stabilitatea chimică a materialului îl face accesibil pentru foarte multe aplicații, cum ar fi aplicații în electronica de putere sau aplicații în domeniul senzorilor de radiații și chiar în aplicații biomedicale acolo sau microfluidică, unde este interacțiunea cu mediile lichide. Deci, aceste două tipuri de materiale au fost studiate în raport cu celulele endoteliale în două cazuri. Atunci când celulele sunt atașate pe suprafața cutiilor Petri, deci asta se face în vitro, în condiții de laborator, celulele se cresc în cutii Petri de plastic, se așteaptă până când stratul de celule este confluent, deci avem celulele una lângă alta plasate, apoi mediul de cultură a celulelor este înlocuit cu mediul care conține nanoparticule, în diferite concentrații. Poate fi 100 de microgram pe mililitru, 50, 10, deci asta aproximativ ce noi am utilizat. Alte materiale sunt stabile sau non-toxice pentru celule și la cantități mai mari. Sunt materiale care sunt foarte toxice la cantități foarte mici. Cine din domeniul farmaceutic sau medical, vă dați seama că orice medicament, dependent de doza care este aplicat, o să fie mai toxic sau o să aibă, din contra, o valoare sporită sau o să fie efectiv. A doua abordare este aceea atunci când lipim nanoparticulele de substrat și apoi cultivăm celulele vii sau adăugăm suspensia de celule pe substrat care a fost funcționalizat cu nanoparticule și substrat care nu este funcționalizat cu nanoparticule. În cazul în care substratul nu este funcționalizat cu nanoparticule, este vorba despre un silicon hidrofob care
nu se dizolvă în mediu și nu emană substanțe toxice, dar totodată nu permite adeziunea celulilor la ea. Și în cazul celulilor endoteliale, în cazul în care ele nu pot să adere pe suprafață, ele pur și simplu mor în lichid. Deci, iată conceptul ce se întâmplă peste 24 de ore. Deci, nanoparticulele din nitrurul de galiu este tendința de a fi atrasă în interiorul celulilor endoteliale și să se găsesc în vezicule. Asta o să vedem mai târziu. În al doilea caz, unde avem suprafețele funcționalizate cu particule, în cazul nanoparticulelor, celulele aderă și avem un strat confluent sau un strat de celule sănătoasă. În a doua parte, celulele pur și simplu mor, deoarece nu au suprafață pe care să adere. Despre tehnologia de obținere a particulilor. Nu știu cât de familiar sunteți cu tehnologia din creștere din fază de vapor. Deci materialele cristaline se cresc din... sau sunt diferite metode. Spre exemplu, siliciu se crește din topitură. Din siliciu monocristalin se obține din topitură din siliciu. Deci siliciu ăsta, nisipul care e din abundență. Și se dă forma sau din topitură materialul ia forma cristalină a monocristalului. Asta prin metoda Ciocrawski. Alte materiale, precum ar fi nitrura de galiu, nu este posibil de a-l crește din topitură. Și se crește din faza de vapor. Deci este reacția chimică între vaporii de amoniac și vaporii de clorură de galiu. Deci prin trecerea unui flux de H-clor la temperatură de vreo 600 de grade peste galiu metalic, deci se formează vapori de galiu clor sau galiu clor 3, care mai departe în altă parte a reactorului interacționează cu amoniacul și se formează nitrura de galiu, care este depusă în cazul nostru pe un substrat de sacrificiu de nanoparticule din oxid de zinc. Deci depunem un shell, o acoperire de nitrură de galiu într-un strat foarte subțire pe oxidul de zinc. La următoarea etapă, stratul de sacrificiu pe care îl avem, îl descompunem în condiții chimice, cum ar fi fluxul de H-clor sau fluxul de hidrogen la temperatură înaltă și obținem doar particulele de nitrură de galiu. Aici sunt câteva imagini la microscopul electronic privind nanoparticulele inițiale de oxid de zinc, după ce creștem un strat de nitrură de galiu pe ele, observați, diferența este foarte mică, deci nitrura de galiu tinde să acopere sau să ia forma particulelor inițiale a stratului de sacrificiu care a fost. Sau poate să fie miezul, nu neapărat să fie oxid de zinc, poate să fie oxid de zinc cu careva atom de fier pentru a avea proprietăți magnetice a materialului. Și în final o să avem galium nitrit cu proprietăți magnetice. Aici câteva caracteristici, vine tot la microscopul electronic cu transmisii, se vede cristalinitatea, vine poate mai puțin să văd planele atomice, dar sigur este. Și compoziția chimică a materialului, unde se vede procentajul atomic, azot, oxigen, zinc și galiu, deci 44 la 48 nitrură de galiu. O altă metodă de investigație prin Raman, deci intensitatea razilor Raman, scoate de distins materialul inițial și materialul final care se obține. Deci iată ceva schematic, cum arată particula inițială, după care crește un strat și iată mezul acesta, el se înlătură tot în flux de oxigen în mare parte. Deci designul experimentului, ceva de genul dat, se incubează celulele inițial în cutii de multi-well plate sau cu multe godeuri. Apoi, după ce stratul de celule este deja confluent, poate fi 80 sau aproape 100%, mediul de creștere este înlocuit cu mediul suplinit cu nanoparticule și este lăsat pentru incubare mai departe. Aici se vede numărul celulilor endoteliale după 24 de ore de
3 zile de incubare cu nanoparticule de diferite tipuri. Nanoparticule de nitrură de galiu este cu verde și nanoparticule de oxid de zinc. Și atât observați că la concentrații, bine, asta este grupul de control, acolo unde nu avem particule, la concentrații relativ mici, de aproximativ 10 micrograme pe mililitru de mediu, s-ar vedea concentrația particulelor, numărul celulei este aproximativ același. Însă dacă creștem în continuare concentrația particulelor în soluție, în mediu, numărul de celule în grupul de nanoparticule de oxid de zinc scade foarte, foarte mult, deci scade aproape de zero. Când numărul de celule care au fost incubate cu nanoparticule de nitrură de galiu scade gradual în dependență de creșterea concentrației de particule. Deci celulele continuă să prolifereze, continuă să devină în continuare, doar că la un ritm, la un tempo mai scăzut, în dependență de cantitatea pe care ele o au în interior. Aici o imagine schematică, dacă poate ar fi trebuit să, mai de la început să vă explic. Celulele endoteliale sunt celulele care cresc într-un singur strat pe suprafața interioară a vaselor de sânge. Deci ele nu cresc în multe straturi, cum ar fi celulele musculare sau alte celule funcționale, dar cresc un singur strat care acoperă în totalitate toată suprafața vaselor de sânge în interior. Și de ce este important de studiat anume acest tip de celule în raport cu nanoparticule? De aceea că dacă vom introduce nanoparticule în fluxul sanguin, primul, sau în afară de celulele din sânge, deci fie celulele sângelui sau macrofage sau alte tipuri de celule, o să interacționeze cu pereții vasului. Deci, și iată, acest tip de celule mai are și alt rol, acela de a forma noi vase de sânge în procesul de angiogeneză, atunci când are loc formarea vaselor noi sau atunci când este tăietură sau trebuie să revascularizăm zona. Da, să revascularizăm zona. Deci celulele să regenereze. Și alta este în domeniul cancerului. Același proces de angiogeneză în domeniul cancerului este foarte aprofundat. Deci tumorile tind să aibă regiunea lor vasculară mai intensă și procesul de angiogeneză în regiunile tumoroase este mai bine, este unul diferit față de țesuturi normale. Și aceea e important de a studia acest tip de celule. Iată în panoul de sus, imaginele de la A la D sunt imaginele cu fluorescență ale celulilor care au fost incubate cu diferite cantități de particule. Avem grupul de control unde sunt celulele fără nimic, cu 10 microgram pe mililitru, cu 50 și cu 100. Și în panelul de jos sunt aceleași cantități, doar că la o mărire mai mare, imaginile obținute cu microscopul electronic, de unde se poate de văzut că, bine, și de sus se vede din umbra nanoparticulelor, se vede că aceste particule sunt cumva aranjate în celulă, deci ele nu sunt distribuite haotic, dar undeva în jurul nucleului sau în dependență cum este, se poate de observat aranjarea asta pentru fiecare celulă. Și iată aici sunt în dinamic. Timp de 20 de ore a fost efectuată câte o imagine a celulelor, cum ele se, la fiecare 10 minute a fost o luată pe o imagine și se poate văzut. Celulele în grupul de control, deci cum ele se mișcă, migrează și se proliferează, deci sunt mai multe, și în grup cu nanoparticule, practic același lucru, aceeași tendință. Celulele tind să se miște și totodată să asimileze toate particulele care sunt în cale, fiindcă dacă
Dacă observați la început, nu știu să vede mai bine sau mai puțin, deci distribuția inițială a nanoparticulelor e mai mult sau mai puțin omogenă. După câteva ore se observă cum ele încep deja să fie atrase de către celule și să fie redistribuite în interiorul lor. Dar cu părere de rău n-am pus imaginea. Un lucru diferit se observă atunci când avem un material toxic, spre exemplu oxidul de zinc, atunci celulele tind să devină rotunde, sferice. Deci în timp, deci procesul de proliferare e oprit și ele devin sferice și se detașează de la suprafață. Un semn că mor. Aici o imagine despre caracterizarea aceluiași tip de material, nitroradigaliu, însă deja este cu proprietăți magnetice. Deci miezul din interior nu mai este oxid de zinc curat, însă este oxid de zinc în aliaj cu oxidul de fier. Și atât prin caracteristice aceleași energy dispersive X-ray analysis, se poate de determinat concentrația de fier și din caracteristicile Raman sau XRD. Poate aici vedeți imaginea hexagonală la microscop cu transmisii. Deci avem o imagine la microscop cu transmisii, microscopul electronic cu transmisii a unei celule endoteliale. Deci asta este o secțiune a celulei care a fost expusă la mediu cu nanoparticule. Și după câteva zile de incubare, a fost procesul de incubare a fost oprit, celula a fost secționată și la microscopul electronic putem să observăm aceste vezicule în interior care sunt pline cu nanoparticule. Deci nanoparticulele se localizează în interiorul vezicurilor în celule și astfel asta ne permite ca să manipulăm mai departe cu celula. Deci putem câmpul magnetic, spre exemplu, să ghidăm aceste celule spre regiunea care avem nevoie. Aici este schematica experimentului unde inițial celulele deci au fost incubate, după care câteva zile se adaugă mediu cu nanoparticule. Se mai așteaptă încă o zi ca aceste celule să mănânce nanoparticule sau să le înglobeze în vezicule. Apoi ele sunt detașate și sunt plasate în gradient de câmp magnetic, în câmp magnetic static. Pentru asta am utilizat niște magneți permanenți. Și peste un anumit timp, celulele se redistribuie în regiunea unde au fost trase cu ajutorul câmpului magnetic. Iată imaginea optică unde se văd această distribuție a nanoparticulilor în interiorul celulilor și modul cum au fost plasați magneții permanenți sub cutia Petri. Asta poate să fie făcut în diferite moduri. Iar aici este imaginele cu fluorescență și putem observa distribuția neomogenă a celulilor marcate GFP în dependență de câmpul magnetic care a fost, în dependență de magnetul care a fost utilizat, așa și avem sub formă de inel sau sub formă de concentrație mai mare. Acolo unde nu a fost plasat câmpul magnetic sau grupul care nu a fost expus la câmpul magnetic avem o distribuție omogenă, mai mult sau mai puțin, și în grupul unde sau grupul care a fost supus câmpului magnetic, însă n-a fost marcat cu nanoparticule, la fel, distribuția este omogenă. Adică celulele singure nu sunt sensibile la câmpul magnetic și acele cu nanoparticule nu se redistribuie cumva în jurul, nu știu, atracția nanoparticulilor sau altceva. Fiindcă, în general, particulele tind să se aglomereze și să formeze agregate. Însă acestea nu sunt atât de mare, adică nu sunt mai mari de câteva sute de nanometri. Ceea ce nu încurc sau nu incomodează formarea agregatelor de celule sau nu duce la această formare.
Da, aici aceeași imagine unde e un grup de control, grup cu particule mai puține, 10 micrograme, 50, 100. În cazul în care concentrația din nanoparticule crește, numărul de celule scade drastic, deoarece ele tind să înglobeze prea multe particule și prin anumite mecanisme pur și simplu mor. Deci, iată, aici este, se vede mai bine distribuția celulilor cu nanoparticule după linia câmpului magnetic. Iar punctele care sunt, bine, deja mai albe, mai deschise, sunt celulele care au fost, care au proliferat din acele inițiale care au fost atrase. Deci, acele cu particule rămân stabile, rămân pe linii, iar din celulele fică deja se redistribuie sau tind să umple tot spațiul. Deci, așa, dacă mărim puțin mai mare. Aia, tot este important să știți că celulele endoteliale aderă foarte bine la suprafață. Și odată ce ele au aderat pe suprafață sub un anumit pater, deci după o anumită formă, este foarte greu să le miști într-o altă direcție. Deci am fost cu câte astfel de încercări cu același câmp magnetic, cu aceleași parametri, deci același magnet a fost utilizat după ce celulele au fost fixate după o anumită formă, magnetul pur și simplu se mișcă câțiva centimetri și îl lăsăm iarăși pentru o zi pentru incubare. Iar ele nu se mișcă de pe acel loc, deci continuă să proliferează în regiunea unde a fost câmpul magnetic. Deci ideea este aceea că în timpul proliferării, dacă ați observat în secvența video care era, deci celulele se, în general sau în mod normal, ele sunt întinse pe suprafață. Și atunci când are loc diviziune dintr-o celulă mamă, se formează două celule fiice, ele inițial se formează în sferă. Deci în acest moment adeziunea sau contactul cu suprafața este foarte mic. Deci suprafața din membrane în contact cu suprafața celulei de creștere sau suprafața cutiei pietre este foarte mică, anume în procesul de diviziune. Și în acel proces ar putea să aibă loc migrare, adică ar putea să ducă către câmpul magnetic. Însă asta nu se întâmplă la aceeași intensitate. Și aici câteva schematic acum a fost obținut fixarea nanoparticulelor de suprafață, fiindcă este important de studiat nu doar modul în care celulele celulele libere în mediu interacționează cu, sau nanoparticulele libere în mediu interacționează cu celulele, dar și atunci când nanoparticulele sunt fixate de suprafață. În acest caz, celulele nu mai au posibilitatea să le înglobeze în vezicule și ele se vor adera pe suprafață. În cazul nostru, noi am utilizat un silicon Remasil, deci un silicon comercial din două componente, unde inițial sau la faza inițial, materialul este lichid, semivăscos. În cazul în care ele sunt amestecate în proporții de 1 la 1 sau în dependență de proporții, materialul în foarte scurt timp devine solid. Iată așa amestec de material a fost, sau pe un așa amestec a fost plasat suspensia de nanoparticule, după care solventul, apa sau etanolul se evaporă, iar particulele rămân pe suprafață și totodată are loc procesul de polimerizare a materialului sau de întărire și totodată întărește și particulele. În așa caz o să fie particule care o parte din ele este prinsă în substrat, cealaltă este expusă la mediu. În imaginile date, iată, avem
imaginile 8 și la transparență, unde diferite concentrații de particule, bine, dacă să lăsăm controlul unde avem sticlă curată, des că nu se observă nimic, aici avem o concentrație foarte mare de aproximativ 2,5 micrograme pe milimetru pătrat, 0,5, 0,05 sau 5 nanograme, 50 nanograme, 5 și control plus. Control plus asta înseamnă suprafața de silicon care este biocompatibil, însă non-aderent pentru celule. Și eu nu sigur că se vede bine, însă numărul de celule, iată din graficul ăsta se vede. Acolo unde asta nu e grupul de control. Deci acolo unde nu avem nanoparticule, dar doar silicon biocompatibil pentru care nu este aderent pentru celule sau pe care celulele nu aderă, numărul de celule este foarte mic și numărul lor este în creștere odată cu creșterea concentrației de particule cu care este funcționalizată suprafața. Asta, deci dacă o să întrebați pentru ce avem nevoie în general funcționalizarea suprafețelor cu nanoparticule și în general studiul interacțiunii nanoparticulelor cu celulele vii. În primul caz, acolo unde celulele asimilează nanoparticulele și cu ajutorul câmpului magnetic e posibil de ghidat celulele, ar fi posibil de dezvoltat metode noi de tratament, cum ar fi pe bază de terapie celulară. Deci anumite tipuri de celule să fie ghidate către regiunea necesară cu ajutorul câmpului magnetic. Poate fi MRI sau alte dispozitive. Iar în locurile necesare de a efectua tratamentul, deja să fie un tratament nu pe bază chimică, dar pe bază biologică, de celulele să aibă funcția lor biologică în procesul de tratare și nu produsele chimice. Cel de-al doilea caz, cu funcționalizarea suprafețelor, în dependență de materialul folosit, cum ar fi nitrura de galiu, este un material piezoelectric. Asta înseamnă că la aplicarea unui șoc mecanic, materialul se polarizează electric. Deci atunci când este mecanic deformat, fețele materialului se polarizează electric și am putea în felul acesta să transmitem un impuls electric către celule de la distanță. Deci fără a aplica electrozi pe suprafața pielei sau a țesutului, doar injectând o anumită cantitate de nanoparticule și din exterior, stimulând aceste nanoparticule cu ajutorul undelor ultrasonore, deci ultrasunetul unde mecanice, care ar deforma mecanic nanomaterialul. În urma deformării mecanice are loc polarizarea nanomaterialului și această polarizare ar duce la stimulare pentru adeziunea celulilor sau pentru, din contra, pentru rejecția plăgii bacteriane, pentru rejecția infecțiilor. Bacteriile, spre exemplu, sunt foarte sensibile la câmpul electric, la potențial electric, precum și la temperatură. Și funcționalizând suprafețele implantelor sau protezelor cu nanoparticule de gen materiale piezoelectrice sau materiale magnetice, ar fi posibil de la distanță de controlat aceste suprafețe deja post-implantare, după implantare, cu ajutorul ultrasunetului sau cu ajutorul câmpului magnetic alternativ. Deci, câmpul magnetic alternativ în materialele magnetice duce la creșterea locală a temperaturii câteva grade. Așa efect cunoscut sub numele de hipertermie. Deci la frecvențe de sute de megahertz, exemplu, neajungând la gigahertz, în nanoparticule de oxid de zinc sunt utilizate cel mai des pentru încălzirea locală și dezvoltarea efectului de hipertermie. Anume pentru, poate fi tratarea cancerului sau poate fi, cum am spus anterior, funcționalizarea suprafețelor și păstrarea lor curată sau din contra. Ok, iată, aici este un exemplu din literatură. Acolo unde celulele pacientului
au fost marcate cu nanoparticule din, în baza oxidului de fer, după care ele se injectează înapoi în același pacient, deci și se ghidează cu ajutorul câmpului magnetic prin organism către regiunea afectată. Asta schematic cum ar merge aceste celule marcate cu nanoparticule prin interiorul vaselor, se opresc doar acolo unde câmpul magnetic este aplicat, apoi penetrează stratul de celule endoteliale, care, după cum am spus, un singur strat, suprafața vaselor sanguine și ajunge la regiunea tumorii unde pot să facă efectul dorit. În experimentul pe care ei l-au utilizat în vivo, deci au utilizat un model de șoareci, unde au indus o tumoare oncologică la prostată și apoi cu ajutorul nanoparticulelor în bază de oxid de fer și a celulelor macrofage marcate sau monocite au fost transportate către acea regiune și a fost studiată regiunea dată după un anumit timp. În cazul în vitro, în condiții de laborator, a fost demonstrat că, iată, acest strat de celule endoteliale poate fi penetrat de către celulele care sunt marcate cu nanoparticule. Deci, sub acțiunea câmpului magnetic, alte celule marcate cu nanoparticule pot treacă prin acest strat de celule endoteliale, în cazul în care ele sunt plasate pe membrană perforată. Schematica care este schema bloca experimentului, spune. Deci se marchează celulele, apoi se prepară tumor spheroids, se incubează într-o cameră ca aceasta care este cu Trans-Endothelial Migration Flow Chamber pentru migrarea celulilor endoteliale. Deci, celulele endoteliale nu pot migra prin această cameră cu pori, însă alte celule care au diametru mai mic migrează ușor, inclusiv și prin stratul de celule endoteliale. Și în final se analizează aceste sferoid în bază de tumoare, după ce a fost aplicat câmpul magnetic asupra lor. Iată, aici se poate de observat, deci cu un marker, au fost marcate celulele pe... Deci care au fost expuse câmpului magnetic, deci care au fost forțate să treacă în această membrană și celulele care au fost lăsate singure, deci în flux. Și astfel demonstrează eficiența metodei de a forța celulele pentru a trece prin membrană. Totodată, în analiza histologică, deci a țesuturilor după tratamentul cu aplicarea câmpului magnetic și fără aplicarea câmpului magnetic. Deci demonstrează că au fost găsite rămășițe sau au fost găsite aceste nanoparticule anume în regiunile unde a fost aplicat câmpul magnetic. Și totodată micșorarea dimensiunilor tumorilor în cazurile unde se aplică, deci anume pentru a penetra stratul de celule endoteliale în vasele sanguine, dacă se aplică câmpul magnetic, atunci se demonstrează eficiența sau tratamentul este mai eficient decât în cazul în care avem pur și simplu aceste celule marcate în fluxul de sânge. În general, nanotehnologia are tendința de a fi aplicată în domeniul sănătății pentru a preveni mai bine, deci aceste tweezers de dimensiuni nanoscopice pentru a manipula cu celulele sau cu obiectele moleculare, pentru
a îmbunătăți detecția și detecția tumorilor și imagistica medicală. Deci magnetic resonance imaging, computer axial tomography și altele. Deci în cazul imagisticii sau a metodelor de imagistică sunt mai multe avantaje și dezavantaje. Deci poate să fie rezoluția slabă, acolo unde, spre exemplu, metode foarte cunoscute, energia razelor X, deci X-ray-ul, MRI-ul, fotografie. Rezoluția scăzută sau în cazul în care este o rezoluție mai bună, este dificil de a observa în dinamică cum se modifică sau cum evoluează o tumoare sau un anumit proces. Și atât pentru a crește nivelul de contrast și pentru a mări rezoluția, pot fi aplicate nanoparticulele, cum ar fi punctele cuantice, spre exemplu, care odată iluminate sau ele se folosesc în calitate de agenți de contrast, în detrimentul agenților de contrast cunoscuți sau aceste nanoparticule sau puncte cuantice pot fi vizibile mai bine în X-ray spectroscopie. Deci ce alte avantaje pot să aducă nanoparticulele în medicină? Deci solubilitatea diferitor produs medicamentoase poate fi să ducă la creșterea rezistenței medicamentelor sau produselor medicamentoase la mediile acide, cum ar fi din stomac, în cazul în care este nevoie de livrat acest medicament către alte regiuni intestinale sau poate să aducă la controlul sau la eliberarea controlată a medicamentului în organism prin controlat să are în vedere prin intermediul câmpului magnetic, poate fi prin intermediul luminii sau prin pur și simplu în timp. Are loc dizolvarea sau descompunerea materialului treptată în timp și în felul ăsta are loc eliberarea medicamentului treptat și respectiv asimilarea lui de către organism. În calitate de agenți de livrare a acestor capsule cu nanometrice cu medicament poate servească chiar celulele sângelui atunci când ele sunt lipite de celulele sângelui și pot fi livrate în tot organismul, apoi oprite în regiunile necesare. Pentru livrarea medicamentelor, câteva metode mai importante, printre care utilizarea hidrogelurilor sau utilizarea nanoparticulilor magnetice. Magnetice pentru transportul dirijat și totodată pentru eliberarea atunci când crește temperatura locală. Iar materialele cum ar fi hidrogelul utilizate pentru încapsularea medicamentului în capsule de dimensiuni nanometrice și eliberarea acestuia în mod controlat, deci în timp. Spre exemplu, livrarea magnetică, deja noi am discutat despre celule, aici este despre nanoparticule care sunt structuri îmbibate cu material terapeutic și care au proprietăți magnetice. Și ghidarea lui către regiunea necesară sau a tumorii. Un alt caz ar fi acela de eliberare a medicamentului prin acțiunea enzimatică. Deci capsulele cu medicament pot fi distribuite sau dirijate către regiunea tumorilor cu ajutorul câmpului magnetic, iar după ce ele sunt asimilate de către celulă, datorită mediului acid din interiorul endozomilor sau lizozomilor, are loc
dizolvarea materialului capsulei și eliberarea treptată a medicamentului. Un alt caz, eliberarea poate să fie nu doar prin cauză enzimatică sau chimică, dar poate să fie prin dirijată din exterior, prin intermediul mai multor factori fizici, cum ar fi lumina, deci iluminarea acolo unde este posibil, deci sau cu lungimi de undă care penetrează destul, că lumina în general nu poate să penetreze mai mult de câțiva centimetri, spre exemplu, infraroșu sau câțiva milimetri cu alte lungimi de undă din domeniul vizibil. Însă ultrasunetul sau câmpul magnetic penetrează foarte bine țesuturile vii. Și astfel, prin aplicarea câmpului magnetic alternativ, spre exemplu, la creșterea locală a temperaturii, ar avea loc eliberarea medicamentului. În cazul în care factorul fizic este înlăturat, este oprit, apoi capsula rămâne intactă. Și abia la următoarea etapă de tratament sau de stimulare, are loc iarăși eliberarea medicamentului. Aici este o imagine a câtorva nanotuburi în bază de oxid de titan, pe care noi le obținem la Centrul Național de Studiu și Testare a materialelor. Se obțin în metodă electrochimică, deci o să mai aveți astăzi o lecție după amiază cu metode electrochimice de nanostructurare și una din aceste metode este utilizată și pentru obținerea nanotuburilor individuale din oxid de titan, care sunt sau care pot fi detașate și separate individual și respectiv pot fi umplute cu diferite materiale și un concept ar fi acoperirea acestor tuburi dintr-o parte cu un biopolimer degradabil și utilizarea lor în procesul de transport a medicamentelor. În domeniul de detecție al celulilor sau anumitor tipuri de celule, deci în cazul senzorilor, avem funcționalizarea suprafeței acestora cu anticorpi specifici pentru anumit tip de celule, spre exemplu canceroase sau alt tip care ne interesează. Și în cazul în care senzorul este funcționalizat cu anticorpi doar pentru acel tip de celule, el va pluti sau va merge prin organism și se va lipi doar de acel tip de celule. Respectiv, odată lipit sau odată a ajuns acolo, am putea să creștem vizibilitatea, adică o metodă de imagistică a celulilor sau a regiunii date și totodată metode electrice de determinare, deci senzorii electrice atunci când se schimbă rezistența electrică a senzorului în dependență de moleculele care au fost atașate de el. Tot aceeași metodă de funcționalizare a nanoparticulilor cu anticorpi specifici pentru anumit tip de celule poate fi utilizat nu doar în procesul de imagistică, dar și în procesul de tratament, cum ar fi tratamentul cu lumină, deci iarăși punctele cuantice sau quantum dots, care sunt sensibile la, sau odată cu iluminarea, cu near infrared, cu lumină în spectru infraroșu apropiat, are loc creșterea temperaturii local. Și în cazul în care aceste celule au fost, sau aceste nanoparticule, s-au lipit de un anumit tip de celule în bază de anticorpi pe care le au particulele, atunci cu ajutorul luminii infraroșii putem crește temperatura local doar peste acele celule care vor fi ulterior nimicite. În cazul în care avem celule normale, aceste particule nu se atașează de ele. Același lucru este prezentat aici în imagine, doar că aceste nanoparticule de aur, fie ele nanocoloane sau nanosfere, marcate cu sau funcționalizate cu diferiți anticorpi, pot fi utilizate pot avea rolul lor dual, atât de vizualizare a
celulilor sau a regiunilor cu anumite tumoare, precum și de tratament a acestora. Spre exemplu, la iluminarea cu lumină infraroșie are loc creșterea locală a temperaturii și nimicirea tumorii. Iată, aici este un exemplu de un material comercial, deci aurașel, deci nanoparticule din silica sunt acoperite cu un strat de aur, o carcasă din aur, care fiind injectate, ele pot să ducă la, deci, având anticorpii necesari, se lepesc, cum am spus anterior, de către tumoare sau se grupează în regiunea necesară, iar la iluminare sau anumit tratament poate să ducă la creșterea locală a temperaturii și respectiv distrugerea tumorilor. Deci, în calitate de agenți de contrast, pot fi utilizate nanoparticule sau punctele cuantice în detrimentul sau atunci când nu este posibil sau atunci când nu dorim să utilizăm materialele tradiționale. Iată, aici este un exemplu unde se utilizează un fluorofor obișnuit, Alexa 488, probabil cine din domeniul cunoaște, și avem, pe de altă parte, particule dote cuantice din, la fel, din aur, cred. Iată, odată cu trecerea timpului, deci dacă expunem, timpul de exponare a acestui fluorofor, dacă îl creștem până la 180 de secunde, practic el se epuizează, dispare de tot. Pe când particulele continuă să ilumineze și să-și păstreze, deci, activitatea lor. Astfel putem evidenția fie nucleile, fie partea exterioară. Deci avem inversată. Sau imaginele inversate. La fel, este un exemplu de funcționalizare a nanoparticulilor din aur cu anumiți liganzi sau anticorpi, acești liganzi de afinitate pot fi anticorpi, peptide, diferite molecule sau inhibitori de molecule. Și doar în cazul în care avem nanoparticule funcționalizate cu anticorpi, aceste particule trec în regiunea cu o anumită tumoare din fluxul de sânge și ele se lipesc doar de acele celule care sunt bolnave, rămânând celelalte întregi. Iar și este un exemplu de vizualizare în vivo a regiunilor cu tumoare prin intermediul dotelor cuantice. Un dezavantaj al utilizării punctelor cuantice este acela de, deci, pentru iluminare sau pentru vizualizare este nevoie de iradiat materialul cu lumină în domeniul infraroșu. Iar penetrarea undelor sau luminii infraroșii în țesuturi este doar de câțiva centimetri sau câteva zeci de milimetri. Astfel, pentru aplicații în modele de animale mici, aceasta funcționează, dar dacă trecem la animale mai mari sau la om, asta ar fi destul de dificil de utilizat. Deci, în afară de transportul medicamentelor, de imagistică, de tratament, nanoparticulele pot fi utilizate pentru funcționalizarea suprafețelor, atunci când vrem să îmbunătățim proprietățile acestora sau pentru adeziunea celulilor sau, din contra, pentru rejecția bacteriilor. Pot fi pentru dezvoltarea domeniului de prostetică, pentru, la fel, funcționalizarea protezelor, cum ar fi implantele dentare, pentru o mai bună reintegrare sau integrarea acestora în țesuturi. Și tot în domeniul de prostetică ar fi, cred că, și pielea artificială sau alte dimensiuni. Deci, în afară de, sau întotdeauna utilizarea la nanoparticulilor în domeniul medical de către
oamenii de știință este tendința de a dezvolta aplicații funcționale sau aplicații pentru tratament, pentru imagistic, pentru îmbunătățirea vieții. Însă producția industrială de nanoparticule și eliberarea lor în mediu ar putea să ducă și la anumite riscuri, cum ar fi inhalarea sporită a acestora, ce ar duce la anumite afecțiuni ale plămânilor sau ingestia lor, ar duce la afecțiuni ale țesuturilor intestinale, ceea ce, adică având dimensiuni foarte mici, ar putea penetra prin țesuturi. Sau chiar expunerea la piele, deci particule din aer, chiar particule de carbon, emisiile de motoarele diesel sau chiar și motoarele cu benzină. Este foarte, foarte puțin cunoscut despre acest domeniu, adică ar fi foarte mult de studiat în domeniu. Da, câteva mecanisme ar putea fi explicate în interacțiunea nanoparticulilor cu celulele, deci ar putea fi endocitoza atunci când membrana celulară tinde să învelească nanoparticule, sau ar fi pur și simplu penetrarea nanoparticulilor prin membrana celulară sau prin canalele ionice. Deci, adică atunci când penetrează membrana, fie direct sau prin canalele ionice, am avea nanoparticule libere în citoplasmă, atunci când ele sunt încapsulate de către membrana celulară, ele ar fi localizate în vezicule, iar ulterior se poate de modificat cu aceste, sau de ghidat în spațiu sau să zicem în mediile lichide cu aceste celule prin intermediul vezicurilor. Deci în studiind interacțiunea celulelor cu materialele nanostructurate, există o mulțime de parametri, cum ar fi parametrii fizici, morfologia, dimensiunile, sarcina de suprafață sau compoziția chimică a materialului, ce ar duce la diferite efecte asupra celulilor. Pe de altă parte, nanoparticulele libere sau cele fixate, iarăși pot să influențeze diferit afecțiunea sau activitatea celulilor. Un exemplu aici este acela că nanoparticulele încărcate pozitiv pot fi acumulate în rinichi, iar cele încărcate negativ au fost găsite în splină. Deci asta în cazul și în ficat, în cazul nanoparticulelor de aur. Pentru alte materiale care ar fi solubile, este mai simplu, fiindcă materialul se dizolvă. Și cam atât. Vă mulțumesc pentru atenție. Dacă aveți întrebări. Bună ziua! Deci noi planificăm o vizită la Centrul Național de Studiu și Testare Materialelor. Pe postul ăsta cu diferit poziții. Avem până la 6 poziții de simultan. Apoi camera se închide, camera se vizează și putem să facem imagistica prozelor. Asta are loc prin accelerarea unui flux de electroni pe suprafața prozei. Fluxul de electroni generat din nefilament, de Wolfram. În cazul tipului nostru de microscop, cum sunt aflat de diferit tipuri, principiul de bază este acela, accelerarea unui particul de electroni, suprafața probii și analiza altor tipuri de energie sau de electroni care sunt emisii de probă în urma interacțiunii cu accelerat de electroni. În cazul nostru avem un electron filament din Wolfram, prin care trec un curent electric destul de rezultat acestui nevoie, ceva similar cu trecul de funcție adescentă, care inițial se îndărbântă, apoi întâi se rotește, se iluminează și în procesul ăsta emite foarte mulți electroni, care, iată, filamentul este plasat în regiunea aceasta, electronii odată sunt emis, sunt accelerați în câmp electric.
la tensiuni relativ mari de ordinul kilovolților, poate fi câțiva kilovolți până la 10 sau 100 de kilovolți și ei sunt accelerați către suprafața prozii, prin coloană, trec până ajung, sunt focalizați, acest particul focalizează până ajung în suprafața prozii, unde se poate de ajutor lentilor electromagnetice, de scanat suprafața și de obținut imagine. Iată, aici sunt câteva exemple de imagini, deci ar dura puțin ca să confirm acum live și de așa putem organiza cu urmă sau venit pacientul atunci când noi facem măsurări, putem să demonstrăm cum funcționează, cum se achiziționează imagine. Aici e vorba de microtuburi de nitrură de gale care sunt în aparatul zoalien în interior și poate observat cum transparente și pereții acestora au și ceva. Deci aici studiază și compoziție chimică. Dar pentru a studia compoziție chimică, deci aici avem de profesor care lucrează la temperatura azotului emisiv. Deci 77 grade Celsius. Bine, eu cred că am dat să de ajuns. Asta e câteva exemple din imaginea aproximativ scarelor, da? Asta este nitrură de gale. Este tetrafon din nitrură de gale care sunt doi în interior, știi? Nu, aici este... Aici este o metală care a murit o lecție, care a fost câștigată la expoziție de Pittsburgh, de tehnologie noi și produse noi în Pittsburgh, de Statele Unite ale Americii. Avem medale în evidență aici de la America, de la Bruxelles, de la Geneva, de două zile generale, de aur, argint, care au fost câștigate pe parcursul aerului. În centru, activează de la anul 2002. Desigur că la început mai vorbim, dar pentru că au luat accelerație. Probele se plătează în camera, iar aici este asta neagră. Se neagră din motiv că facem măsurări fotoelectrice, adică la iluminarea probei cu lungime de undă specifică, deci cu lumină verde, albastră, roșie sau infrarot, dependent de ce ai nevoie. Deci lumina sau laserul este obținut de către acest dispozitiv care ne permite să avem lumină laser în spectru vizibil de la albastru sau violet până la infrarot. Deci tot spectrul vizibil de la 410 nanometri până la 700 poate fi ajustat pe exactitate destul de bună. Totodată laserul mai permite și sau are posibilitatea de a oferi și lumină ultraviolet la 355 nanometri, ceea ce o să demonstrez acum. Deci laserul este pe impulsuri, lumina ultraviolet nu o să o vedem așa, doar e fluorescează pe hârtie albă. Deci asta o să vedem. Și pe faptul că este destul de puternic, o să vedem dacă focalizăm prin antilul, putem să ardem chiar materialul. Камера, я так решал, он в порт, посажу проба, коннектиазу к до электроза, почти 4 аут по битуфру. Le conectăm la alți electrozi care vin la dispozitivele de înregistrare chetlei controlate de computer. Și astfel putem să facem măsurările la temperatura camerei, în aer, poate fi la temperatură de cald sau la temperatură joasă, până la aproximativ 20-25 de Kelvin. Deci deoarece e criostat cu bază de heliu lichid. Și ciclul închis, acolo unde la dilatarea heliului, după ce el este compresat, are loc absorbție de căldură și respectiv răcirea probei. Haideți! Închideți ușa, dar îți vom găsi lecția. Aici e
laboratorul tehnologic. Noi de obicei utilizăm iată instalația care este în spate, instalație de fotolitografie, deci pentru obținerea unor paterne pe probă. Deci, dacă vă este cunoscut modelul vechi de obținere fotografiilor, atunci când materialul se acoperă cu emulsie, după care este emulsie fotosensibilă, după care doar selectiv este iluminat suprafața materialului, iar în soluție se dizolvă pe regiuni care au fost expuse la lumină sau acele care nu au fost expuse la lumină. Pentru asta este fotolitografie, asta este instalație de plasmă, în care, iată, acum este în interior plasma de argon. Puteți să mergeți pe rând să vedeți că răsplica asta o să mai fie într-un minut, că o să strânge și greu o aprinde. Deci, e instalație de plasmă unde noi o utilizăm pentru curățirea suprafețelor, pentru activarea suprafețelor, pentru gravare, etching în limba engleză. Sau depunerea straturilor țări de materiale electrice, cum ar fi oxidul de siliciu, poate, de pus. Deci, lumina acolo nu este de la filament sau altceva, este descărcare plasmă, deci gazul se ionizează. Plasma este a patra formă bătrânilor. Mm-hmm. Ok, deci aici scopul eventului curății, aici se depun și straturi subțiri, aici se funcționalizează suprafața, probe, percare, așa mă rog, este multifuncțional. Deci mai mulți scopuri acestei instalații. Și iar este construit așa de mare structură modulară, adică în turn se poate fi procurat unele module și de adăugat. De fapt, așa și am procedat, un modul adăugător la un caracterul. Deci mergem mai departe, da, la energie. Cu apa, în cazul de față ne folosim. Deci ca să măsurăm gradul de hidrofobie sau de hidrofilie a anumitor suprafețe, ne trebuie o instalație sau... Noi, spre exemplu, putem vedea că un material este hidrofob mai mult sau mai puțin, dar nu putem să apreciem asta cu ochiul liber, nu putem planifica pe gradul exact de cât este materialul de hidrofob sau de hidrofil. Instalația dată permite, iată, avem o seringă care volum controlat de lichid poate fi plasat suprafața probii, după care este o lampă aici în domeniul vizibil care iluminează încoace, aici este o cameră care fixează imaginea în secțiune, putem spune. Deci după profilul sau după umbra picătului care este, soptul ne determină valoarea unghiului de contact a lichidului cu materialul care este. Lichid poate fi apă, poate fi ulei, poate fi alcool și materialul acesta. Spre exemplu, aerogalnitul are un unghi de contact de aproximativ 150 de grade. Iar sticla are un unghi de contact de vreo 50-60 de grade. Deci este un unghi ascuțit, apa se întinde foarte bine, dar materialul ăsta, apa stă foarte hidrofob, rămân picăturile întregi. În natură, materialele hidrofobe, frunzele de lotus, cred că cele mai populare cunoscute. Acolo, la fel, unghiul de contact e de aproximativ 147 de grade. În perechi care o să fie, o să aveți împreună cu un coleg de-al nostru, pe nanostructurarea materialelor utilizând electrochimie. Deci din materialul bald, din materialul masiv, se poate degravat în mod controlat și de obținut nanostructuri. Poate fi nanostructuri sub formă de material poros, poate fi nanofire sau nanomembrane, deci în dependență de condițiile aplicate, electrolitul utilizat, temperatură, potențialul electric care se aplică, se poate de obținut diferite structuri. Instalația care o avem aici ne permite controlul exact a temperaturii, a fluxului de gaz, asta fiind o pompă peristaltică a fluxului de lichid, să spun, de gaz, și potențialul sau parametrii electrici se poate iarăși de controlat din soft utilizând computer. Totodată se poate făcut experiment la temperatură controlată, având un criostat bază de antifriction. Deci, iată, această instalație permite, în principiu, la obținut nu mai structuri poroase, dar și nanofire, nanomembrane, adică în funcție de condiții, puteți transformați un material care e volum, în engleză, bulk material, puteți să-l transformați într-o pătură de nanofire.
Deci lucrul ăsta noi l-am demonstrat, am publicat și mai departe deja studiem nanofibre, nanotuburi, nanomembrane individuale și rețele din aceste structuri. Dacă ultima lucrare de 2019, rețele din tetrafori boli neopri, tetrafori din structură legale. Eu am vorbit puțin, o să mai vorbesc mâine la conferință, așa că bine să continuez, că o mă adânțească. Și vă atrag atenția că deci, toate activitățile acestea sunt în cadrul unui proiect european. Cei care vor înscrie de la probe la module, iarăși vor fi cursuri de module aprofundate în diferite domenii, au chiar șansă de să prinse și în centrele europene, de ce lucrurile.